Ce mănânci? E o întrebare pe care o auzim des și o vom auzi tot mai des. Ce mănânci? Dacă ești frumos, ce mănânci de ești așa frumos? Dacă nu arăți bine, răspunsul la această întrebare răspunde și de ce poate nu arăți bine. Ce mănânci? Cina Domnului este o mâncare, este cu adevărat o mâncare. Numai că este mai mult decât o mâncare fizică, este și o mâncare spirituală. Însă, deși sunt aceleași elemente, deși luăm din același pahar, din aceeași pâine, unul va mânca ceva, iar altul poate mânca altceva. Și o să înțelegem de ce, pentru că deși avem aceeași pâine, putem mânca lucruri diferite. Și o să le enumăr care sunt acestea. Ce mănânci? Iertare sau osândă? Vei mânca din aceeași pâine, vei bea din același pahar, dar poți din ele tu să guști iertarea lui Dumnezeu, să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului care ți-a adus iertarea, sau osânda. Observați de câte ori aici în pasajul acesta citit apare cuvântul osânda. Judecată, vinovat, va fi vinovat de moartea Domnului, de trupul și sângele Domnului, va fi vinovat. Poți prin elementele acestea, prin a te împărtăși cu trupul și sângele Domnului, să ai parte de iertare, să mănânci iertarea ta, sau poți să mănânci osânda ta. Și asta, diferența asta nu va face masa în sine, nu va face pâinea în sine, ci atitudinea pe care tu o ai. Asta trebuie să înțelegem în această zi, aici, la cina Domnului. Știu că de multe ori oamenii atât de multe lucruri analizează, pâinea, cu ce-i făcută, cum e făcută, cine a făcut-o, cum s-a făcut, din ce s-a făcut, și uită detaliul cel mai important, care este atitudinea ta. Și vă dați seama că chiar la cina Domnului, dacă nu sunt elementele cum vreau eu și cum gândesc eu și împărtășirea nu se face și rugăciunea nu se face cum vreau eu, cum știu eu, și poți să te aduni să faci ceva sau să te crezi mai bun ca alții, și asta se întâmpla și la Corinteni, unii și la o masă înainte să arate cât de bogați, cât de nu știu cum sunt ei, superioritatea lor să o scoată în evidență, și Pavel spune foarte clar, când faci lucrul acesta, te aduni spre osândă, te împărtășești spre osândă. Ce mănânci? Astăzi, dacă te împărtășești cu trupul Domnului, ce vei mânca? Iertare sau osândă? 2. Ce mănânci? Sănătate sau boală? Există o zicală și ea este valabilă și va fi tot mai valabilă. Dacă hrana ta va fi medicamentul tău, atunci nu medicamentele îți vor fi hrana. Când noi mâncăm, nu doar mâncăm. Eu știu că foarte mulți mănâncă doar din plăcere. Îmi place. Mi-e foame, mănânc. Dar oamenii uită că în mâncare, în alimente, Dumnezeu a pus substanțele de care tu ai nevoie, organismul tău are nevoie. Și bine ar fi din când în când să-ți faci niște analize, să vezi, poate ai ceva lipsă, poate ai ceva în exces, și dacă este ceva în exces, elimini din alimentația ta ceea ce este în exces, ceea ce îți dăunează, adaugi ceea ce ai nevoie, ce poate ai lipsă, și în felul acesta hrana ta devine un medicament pentru tine. Când tu mănânci, nu doar mănânci. Când tu mănânci, te tratezi. Mâncarea ta este un tratament și cel mai bun tratament este mâncarea. Atunci când ajungi la farmacie
atunci când ajungi pe mâna spitalelor și a doctorilor, medicamentele îți vor fi hrana. Și va fi cam greu atunci. De aceea și la cina Domnului este valabil acest adevăr. Tu prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului poți să ai sănătate, poți să primești vindecare, poți să primești putere sau poți să primești boală. Pare absurd că noi ne-am obișnuit, sunt cina Domnului, sunt elementele care aduc viață, care aduc... Dar uite, Pavel este foarte tranșant aici și spune, din pricina aceasta sunt printre voi mulți neputincioși și bolnavi. Din pricina aceasta. Că oamenii se împărtășesc, iau din aceeași pâine, iau din același pahar și totuși pentru ei nu se aduce sănătate. Asta nu-i sănătate, ci e boală. Și diferența nu o face pâinea. Și diferența o face atitudinea cu care vii. De aceea vreau să-ți răsune această întrebare în minte. Tu ce mănânci? Care e atitudinea? Ce se va întâmpla după ce te împărtășești? Vei avea mai multă sănătate sau vei avea mai multă boală? Ce mănânci? Sănătate sau boală? Putere sau neputință? Ce mănânci? Proclamare sau condamnare? Aici Domnul Iisus spunea să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, pentru că, spunea Pavel, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cina Domnului este și o proclamare. E un mesaj pe care noi îl transmitem, e un gest prin care noi comunicăm ceva, noi vorbim, noi vestim, noi proclamăm. Și putem să-i spunem lui Dumnezeu, putem proclama prin cina Domnului, spunem astăzi, Doamne, avem nevoie de Tine, Doamne, Te așteptăm, așteptăm să vii, recunoaștem că am fost iertați de Tine, recunoaștem dependența noastră de Tine, proclamăm moartea Domnului Iisus până va veni El. Sau ne vom condamna singuri, sau va fi doar rostirea unei sentințe, că suntem superficiali, că suntem indiferenți, că suntem pasivi, că suntem căldicei, că nu ne pasă, că nu ne interesează prea mult, că suntem doar religioși, că suntem doar formaliști și atât. Ce mănânci astăzi? Proclamarea morții Domnului Iisus? Recunoști că El a murit pentru tine, pentru păcatele tale? Și atât de important astăzi să înțelegi acest adevăr, pentru că cea mai mare problemă, nu știu de ce, dar în ultima vreme vorbim tot mai mult despre farisei, de cărturari, de cei care își etalează neprihănirea lor proprie. A vesti moartea Domnului înseamnă a recunoaște cel mai profund adevăr de care Pavel spunea, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul acesta. Hristos Iisus a venit în lume să moară pentru cei păcătoși, dintre care cel de întâi sunt eu. Să recunosc că sunt păcătos. Și eu când mă împărtășesc aici, nu vin să spun cât de sfânt sunt eu, cât de neprihănit sunt eu și cât de păcătoși sunt alții. Unii așa înțeleg cina Domnului. Când eu vin și vestesc moartea Domnului, spun, nu contează cât de mici, cât de puține au fost păcatele mele duceau la moarte și altcineva a murit în locul meu. Ne-am și dățile trecute, vrednici noi suntem doar de moarte, vrednici noi eram de moarte, vrednici eram de a fi urâți, dar Dumnezeu, în bunătatea Lui l-a trimis pe Fiul Său să moară în locul meu, în locul tău.
Asta trebuie să vestim noi la cina Domnului. Nu sfințenia noastră, nu religia noastră, nu neprihănirea noastră, nu vrednicia noastră. Noi suntem mai vrednici ca alții. Putem fi mai vrednici ca alții, dar vrednici cu o moarte suntem toți. Vrednici de moarte suntem toți. Altcineva a murit în locul nostru. Noi asta spunem astăzi. Eu asta spun când mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Spun că eu sunt un păcătos, eu eram un păcătos, Hristos a murit în locul meu. Eu trebuia să mor. Și eu nu mă calificam să trăiesc, eu nu mă calific pentru împărăția lui Dumnezeu decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu prin meritele mele, nu prin neprihănirea mea, nu prin faptele mele bune, nu prin nimic din ce sunt eu și ce am eu, nu mă calific. Mă calific doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Atât. Că noi punem religia noastră, noi punem ce suntem noi, noi punem nu știu ce vrem să împodobim, vrem să împodobim și noi mormintele, dar nu sunt altceva decât morminte. Și asta le spunea și Domnul Iisus, da, voi faceți morminte frumoase, dar oamenii sunt morți. Și așa suntem și noi. Voi erați morți în păcatele voastre. O, că apoi mortul îl putem îmbălsăma, îl putem face frumos, unii sunt mai frumoși de mort decât de vii. Asta e altceva. Dar noi toți suntem și eram morți în păcatele noastre. Și avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu, avem nevoie de viață. Și astăzi cina Domnului poate să-ți aducă viață sau poate să-ți aducă moarte. E ciudat. Dar așa spune aici, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Și când spunea că nu puțin dorm, pentru creștini, pentru creștinii de atunci, nu se prea folosea cuvântul moarte, au murit, ci au adormit. Asta înseamnă că tu iei cina Domnului și în loc să trăiești, în loc să ai viață, în loc să ai viață spirituală, în loc să ai chiar viață fizică, să mori. Să dormi. Să devii tot mai insensibil, tot mai insensibil, insensibil la cuvântul lui Dumnezeu, la harul lui Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu. Și tu iei din aceeași pâine. Din aceeași pâine, diferența o face atitudinea cu care vii. De aceea Pavel spunea, cercetați-vă, judecați-vă. Atitudinea trebuie să fie vrednică sau nevrednică. Asta e diferența, nu că eu sunt vrednic, ci eu trebuie să iau un chip nevrednic. Asta înseamnă modul în care mă apropii trebuie să fie vrednic sau nevrednic. Acolo pot lucra, nu că eu sunt vrednic de cina Domnului, ci mă apropii în chip vrednic de cina Domnului. În chip. Atitudinea. Și atitudinea ta va face diferența. Ce mănânci astăzi dacă iei din cina Domnului? Iertare sau osândă? Sănătate sau boală? Proclamare sau condamnare? Viață sau moarte? Tu decizi prin modul în care te apropii de cina Domnului. Și atenție, n-aș vrea astăzi, aici noi avem totdeauna, la orice cină avem o altă categorie de oameni. Oamenii care spun, nu mă împărtășesc. Și eu am scăpat. Și asta este una dintre cele mai mari minciuni ale diavolului. Eu totdeauna spuneam, sunt trei atitudini pe care un om le poate avea la cina Domnului. Unu, să ia și să ia în chip vrednic. Asta e cel mai bine. Te împărtășești în chip vrednic. Adică cu atitudine corectă. Și vei avea parte de iertare, sănătate, viață, proclamare și așa mai departe. Putere. A doua atitudine este să iei în chip nevrednic. Și a treia atitudine este să nu iei deloc. Ce vreau să spun este că, deși nu pare așa, așa este și vă dovedesc cu Scriptura treaba asta, cea mai periculoasă este să nu iei deloc. Cea mai periculoasă este să nu iei deloc. Aceea e cea mai... Deci este moartea sigură.
Domnul Iisus a spus clar, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea cineva sângele meu, nu va avea parte deloc cu mine. Punct. Nu ai parte. Și tu singur spui și mărturisești, pentru că asta e cina Domnului. O proclamare. Proclam că eu nici nu-mi pasă de asta. Eu înțeleg că sunt situații așa, de moment, se poate întâmpla ceva, un accident, odată, o, nu știu când, da, pot fi situații, nu încurajez, pentru că mulți spun, încurajez să-i închip nevrednic. Că vă spun, a doua situație este aceasta, să iei închip nevrednic. Dar ce se întâmplă cu cel care închip nevrednic? Uitați ce spune Pavel. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Asta înseamnă că tu iei boală, Dumnezeu te pedepsește, se atinge de tine, se atinge de trupul tău, îți dă suferință, pedeapsă și așa mai departe, dar scapi de judecata viitoare. Ești osândit aici. Porți o pedeapsă aici. Dar cel puțin ești mântuit. Dar dacă tu spui, eu nu iau din cina Domnului, eu stau luna asta, nu, luna cealaltă, nu cealaltă, nu, mă cert cu unul, mă cert cu altul, nu mă împac cu unul, nu mă împac cu altul, și lună de lună, și lună de lună, și an de an, eu nu iau cina Domnului, că eu nu sunt chiar vrednic. Vreau să spun că singur tu spui și asta este starea cea mai periculoasă. Cea mai periculoasă. Tu singur te condamn. Așadar, eu vreau să ne gândim foarte profund în momentul în care noi decidem să nu ne împărtășim, să știm foarte clar la ce ne expunem și care este pericolul la care ne expunem. Și o spun asta foarte clar, știu că vor fi oameni care nu sunt de acord cu asta, e problema lor. Eu vă spun că din cele trei atitudini, cea mai periculoasă este atitudinea celui care nu ia cina Domnului. Este cea mai periculoasă din toate. Eu nu spun să luați în chip nevrednic, nu spun că e bun asta, dar din două rele este răul mai puțin rău. Pentru că, să presupunem, astăzi cineva nu ia în chip vrednic, îl pedepsește Dumnezeu, măcar se trezește. Altul nici nu-i pasă, își ia haina și pleacă. Și luna asta își ia haina și pleacă, luna viitoare și haina și pleacă și tot așa. Și el trăiește într-o indiferență, într-o lipsă de cercetare, într-o lipsă de... Că la un moment dat, dacă unul ia în chip nevrednic, vine boala, vine suferința, vine necazul peste el și până la urmă se cercetează omul, se mărturisește, pleacă la Domnul, ia Domnul acasă, dar măcar are parte de o cercetare, are parte de o pedeapsă aici, de un moment al cercetării, în care se pregătește pentru mântuire. Dar unul care nu îi pasă, el trăiește viața lui fără să ia niciodată din cina Domnului și Domnul îl lasă și de aceea sunt oameni superficiali. De aceea astăzi te întreb încă o dată, tu ce mănânci sau ce nu mănânci, dacă ai decis cumva să nu mănânci? Gândește-te bine la aceste adevăruri. Gândește-te bine, pentru că e un moment în care cina Domnului, e un moment în care ne cercetăm, ne verificăm situația, starea noastră, ne verificăm viața noastră, inima noastră, atitudinea noastră și bine ar fi astăzi să fie o zi a cercetării, pentru că asta trebuie să facem, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Cercetează-te astăzi, ce mănânci? Iertare sau osândă, sănătate sau boală, proclamare sau condamnare, viață sau moarte, putere sau neputință, ce mănânci? Cu ce vei pleca de aici? Când pleci de la masa Domnului, ai plecat mai puternic, ai plecat mai convins, mai iertat, mai aproape de Dumnezeu sau mai departe? Încă un pas departe de Dumnezeu, încă un pas departe de neprihănirea pe care o dă El, încă un pas departe de harul Lui. Este decizia ta, este atitudinea ta. De aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și fiecare are posibilitatea să se cerceteze înaintea Domnului. Ne vom ruga cu toții, cerem binecuvântarea Lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi și
Dumnezeu, prin harul Lui, să ne cerceteze în continuare. Amin.